meu YouTube, Hello Internațiune. Pentru clipul de azi am ușoare emoții, asta pentru că în primul rând afară este cam noros, fapt care îmi cam dă puțin planurile peste cap. Sper să reușiți să mă vedeți și să fie suficientă lumină în casă. Iar în al doilea rând, acesta este primul clip de acest gen pe care îl postez pe canalul meu de YouTube. Așadar, am așa ușoare emoții să văd cum o să fie primit și cum o să fie recepționat de către voi. Pentru clipul de azi m-am gândit să încep un nou capitol, să-i spun așa. Practic eu testez teritoriul în această perioadă să văd cam ce ar prinde și ce nu ar prinde pe, aici pe YouTube. Și m-am gândit să realizez un clip de genul favorite. Practic, acest concept de video este bazat pe experiențele pe care noi, acești creatori de content de pe YouTube, le-am avut cu anumite produse. În speță, eu vă voi prezenta în cele ce urmează produsele pe care le-am testat și care mi s-au părut mie foarte interesante și m-au dat pe spate anul trecut, pentru că despre decada aceasta e timp, vreau să vorbesc. Am aici în fața mea o grămadă de produse și obiecte pe care le-am testat în decursul anului trecut. Mi-am făcut și o cafea pentru că am nevoie de ceva energie. Și zic să procedem la treabă. Le-am organizat cât de cât pentru că n-am nevoie de o ierarhie, să-i spun așa. Și voi începe cu hainele și sfera asta de fashion. În primul rând, vreau să vă vorbesc despre una dintre cele mai favorite cămăși ale anului 2017. Este vorba de o cămașă Ralph Lauren vintage. Asta pentru că are așa un model mai clasic și mie îmi place foarte mult. Am purtat-o în nenumărate rânduri, în nenumărate ocazii, nu știu, am făcut o pasiune pentru cămașa asta și pentru brandul Ralph Lauren în anul care a trecut. Al doilea articol vestimentar despre care vreau să vă vorbesc este o geacă de blugi de la Bershka pe care am luat-o undeva prin octombrie sau noiembrie, cred, nu știu exact. Este un model clasic, o să-i fac un close-up și să vedeți pe ce e vorba. Este un model clasic. Ce face special la geaca aceasta și ce m-a atras pe mine este aplicația care o are fiecare mânecă în parte. Fiecare mânecă are aplicat pe ea niște flori și niște așa modele astea florale și dragonistice, să le spun așa. Fapt care îi dă așa o aliură specială și, nu știu, deosebită, îi spun eu. Al treilea articol vestimentar pe care îl am aici în față și pe care nu pot să-l îmbrac acum pentru că ar trebui să mă ridic să fac aici o extorsiune, este un palton de la Zara pe care l-am cumpărat anul trecut în decembrie, la sfârșitul lui noiembrie, începutul lui decembrie, pe care am făcut o pasiune, ceva extraordinar. L-am purtat în toate modurile posibile și în toate mediile posibile, nu știu, de la combinații casual la combinații elegante. Paltonul ăsta e un vis pe care eu mi l-am îndeplinit, am căutat pe net în disperare un astfel de palton și n-am găsit nicăieri. Găsim eu pe Wish sau pe AliExpress, dar mi-a fost oarecum frică să iau de acolo genul acesta de obiecte vestimentare și l-am luat dintr-un magazin outlet. Dar pentru mine este un articol foarte drag pe care îl port și l-am purtat în nenumărate rânduri. Lăsând la o parte sfera aceasta îmbrăcăminte propriu zis, să trecem la încălțăminte și vorbim despre o pereche de ghete. O pereche de ghete Chelsea de la Bonprix pe care le-am cumpărat anul trecut în primăvară. Am și un shooting pe blog în care le port. Ghetele astea arată destul de uzate, asta pentru că le-am purtat, de le-am rupt, deci nu știu,
am avut o perioadă în care le-am purtat, cred că zilnic, găsim tot felul de combinații de outfituri în care le-am integrat și îmi plac foarte mult asta pentru că sunt foarte comode și materialul acesta e unul foarte versatil la care poți să asortezi o grămadă de ținute și de culori, nu știu, de la jeans la pantaloni albi, am purtat chiar și jeans albi la ele și merg extraordinar. O să vă las link în descriere pentru fiecare din produsele astea, sper să le mai găsiți online. Un al doilea produs din sfera încălțămintei este o pereche de ghete tenis Adidas cred, de la Marelbo. Astea le-am cumpărat undeva prin august, cred, și le-am purtat și pe astea, deci le-am purtat de le-am nenorocit. Asta pentru că sunt foarte comozi, deci eu nu am purtat o încălțăminte mai comodă decât tenisii ăștia de la Marelbo. Sunt din piele și au așa îți oferă așa un confort pe care eu nu l-am mai întâlnit la altă pereche de pantofi. Ce mi-a plăcut la ei și ce m-a atras în primul rând a fost modelul acesta military. Am tot văzut eu tot felul de Adidas gen Nike Air Max care erau într-un model similar, dar mi s-au părut destul de scumpi și am considerat că genul acesta de încălțări de la Marelbo reprezintă o alternativă mai ieftină la genul acesta de încălțări. Și, nu știu, arată foarte bine, sunt foarte ochioși, să le spun așa, și sunt și foarte comozi. Depășind sfera modei și a fashion-ului în general, ajungem la un alt capitol, și anume capitolul și sfera îngrijirii tenului, îngrijirii pielii în general. Și vă vorbesc despre... Ce să încep, oare că am și aici o grămadă. Da. Vă vorbesc despre aparatul de ras pe care îl folosesc de, nu știu, în decembrie 2016, cred, da, dar în modul hardcore l-am folosit anul trecut. Este vorba despre Philips, stați că mi-am notat aici în telefon niște specificații, da. Este Philips Series 5000. Este aparatul de bărbit electric în modul uscat, pentru că știu că există și wet and dry, ăsta este doar uscat. Bărbit cei de la Philips îl prezintă ca și un aparat rapid și precis. Aparatul de bărbit seria 5000 face mai rapidă rutina de dimineață cu ajutorul unui sistem de lame multi așa și cu capete complet lavabile. Ideea la acest aparat este că în primul rând pe mine nu mă irită. Eu am o piele destul de sensibilă și acest aspect face destul de anevoioasă și, nu știu, ciudată fiecare bărbierire, cred că mă exprim corect, pe care o fac. În schimb, cu acest aparat n-am avut niciodată probleme, adică gen să mă irit sau să, nu știu, miasă coșulețe din acelea pe care cred că le-ați întâlnit și voi. Și mă ajută și m-a ajutat și mă ajută în continuare aparatul acesta. O să las link în descriere, nu știu, eu l-am luat dintr-un magazin fizic, cred că din Flanco sau din Media Galaxy, nu știu exact, dar îl găsiți și pe net. Bun, acum mergem la produse de, nu știu, îngrijire, creme, pomezi, something. Primul și cel mai folosit produs al anului 2017 este Douglas Hydro Energy Face Gel cu extract de bambu și acu ceva de genul, acu cactin, something, nu știu despre ce e vorba. Practic, gelul ăsta de față este o loțiune tonică, eu așa l-am folosit. După cum am spus și adineauri, am o piele destul de sensibilă și nu îmi permit să aplic orice pe ea pentru că mă irit și îmi ies tot felul de erupții la nivelul pielii. În schimb, cu acesta nu am avut niciodată nicio problemă. Asta pentru că mă gândesc că are ceva chestii nemai întâlnite în alte creme. Pe mine mă ajută, m-a ajutat în continuare și, nu știu, eu recomand tuturor celor care au nevoie de o alternativă mai ieftină
și pentru pielea sensibilă. Următorul produs despre care vreau să vorbesc este tot unul încadrat în categoria cremelor. Am o ușoară reticiență și o ușoară reținere, să-i spun așa, în a-l prezenta asta, pentru că da, nu este un produs despre care bărbații ar vorbi sau și l-ar recomanda vineri seară la o bere în oraș. Dar zic să rup eu, să sparg eu viața, să fiu așa un intelectual și să vă prezint crema depilatoare de la Farmec. Asta pentru că și noi bărbații ne epilăm și cred că este un aspect și un ritual pe care fiecare dintre noi ar trebui să-l urmeze. Crema aceasta de la Farmec am descoperit-o, cred că în primăvară sau în vara anului trecut. Ideea cu crema asta că e foarte ușor de aplicat și de folosit. O aplici pur și simplu și o lași, nu știu, între 3 și 8 minute. Am pățit să o las mai mult și n-ați vrea să știți ce s-a întâmplat. Și se îndepărtează sub duș cu un buret din acela de îndepărtat creme. Și e foarte mișto, foarte ok. Eu n-am avut probleme cu ea. Noapte singur incident am avut, dar a fost un minor. Și din cauza mea, bineînțeles. Și îl recomand tuturor celor care caută o alternativă rapidă la înlăturarea părului nedorit de pe corp. Un alt produs despre care vreau să vă vorbesc și pe care să-l includ în favoritele anului 2017 este vorba despre parfumul Azzaro, cred că Azzaro, Azzurro, tot timpul îi confund numele, Azzaro Wanted. Practic acesta este un parfum din categoria olfactivă, ci de la Kerspot spun, lemnos condimentat. L-am luat prin decembrie, din Douglas, și vă las link în descriere, poate îl încercați și voi să vedeți cum vi se pare. O altă favorită a anului 2017, dar care nu o pot introduce în vreo categorie, este schimbarea de look. Și anume tunsoarea pe care am realizat-o în anul 2017, în luna mai. M-am gândit foarte mult la această schimbare de look. Am negat enorm de mult timp ideea aceasta de a mă tunde. Asta pentru că îmi idolatrizam părul. Pot să spun că am făcut o obsesie pentru tot ce însemna îngrijire, tundere și așa mai departe, dar am ajuns la un moment dat într-un punct în care mi-am dorit să schimb ceva și am zis că de ce să nu fie o schimbare radicală. Toată lumea a fost șocată în momentul în care de la păr lung, practic era destul de lung, am ajuns această periuță. Mie îmi place foarte mult, deși trebuie să mă tund o dată la două săptămâni ca să arate tunsoarea foarte îngrijită, dar un avantaj foarte mare la aceasta este că este foarte ușor de întreținut și de îngrijit. Adică nu trebuie să mă spăl de 10 milioane de ori pe săptămână pe păr, folosesc mult mai puțin șampon, dacă este ne gândim și la chestii foarte pragmatice. Și e foarte fancy, ușor de îngrijit și mie îmi place foarte mult. Un alt favorit al anului 2017 sau o altă favorită, cred, nu știu cum să-i spun, este perechea de ochelari, nu se întoarcă tocul ăsta, perechea de ochelari Ray-Ban Clubmaster, pe care am achiziționat-o de pe lensa.ro. Acești ochelari, și cineva cred că a început să bată aici ceva cuie, cred. Cafea. Stăm puțin pe Instagram. Ok, pare să că s-a terminat cu bătăile, bonfire-le și rotopercutoarele, sper. Am rămas la
o favorită sau un favorit, nu știu exact cum să-i spun, asta pentru că este vorba despre o pereche de ochelari, și anume ochelarii de soare, Ray-Ban Clubmaster, achiziționați de pe lensa.ro. Ochelarii ăștia cred că au fost purtați într-un mod hardcore în vara anului 2017. Da, eu i-am, cred că din 2016 i-am, dar i-am purtat foarte mult în vara anului trecut. Îmi plac foarte mult, v-am tot arătat poze, vi-am tot pus pe social media, vi-am tot arătat pe Facebook, pe Instagram, pe blog chiar. Și îmi plac foarte mult, îi recomand tuturor celor care își doresc o pereche de ochelari de calitate. O altă favorită a anului 2017 este revista Men's Health, pe care am început să o cumpăr în mod constant de anul trecut. Am fiecare număr al revistei și îl recomand tuturor celor care își doresc să citească în format scris, printat, articole despre modă, stil de viață, design interior, cred că au și ceva despre mașini, autoturisme, dacă nu mă înșel, călătorii, food și așa mai departe. Un alt favorit al anului 2017 este practic cel cu care am o relație de mai bine de 6 luni. Este vorba despre Huawei P10, pe care îl găsesc cel mai bun telefon pe care l-am folosit până în acest moment. Asta pentru că are o cameră foarte performantă, de 20 de megapixeli, cred. Este realizată în colaborare cu cei de la Leica și îl găsesc, nu știu, high-end-ul telefonului pe care le-am folosit eu până acum. Cam atât cu favoritele anului 2017. Sper că acest video l-ați găsit interesant. M-ar ajuta foarte mult dacă v-ați abonat la acest canal, pentru că îmi doresc să cresc comunitatea aceasta YouTube-istică. Cred că sunt ok. Și vă mulțumesc pentru că ați ajuns până aici. Și nu știu, dacă aveți sugestii, dacă aveți întrebări, le aștept în comentarii și, nu știu, până data viitoare, thumbs up și fiți buni!